Aglomerația din această perioadă de la serviciile de eliberare a documentelor de identitate s-a mutat de la pașapoarte la buletine. Numărul celor care solicită un document de identitate nou este în continuă creștere pe măsură ce revin din străinătate băcăuanii care lucrează în afara țării. Numărul dosarelor a crescut simțitor în ultimele zile. Zilnic primim un număr de 150-160 de cereri de eliberare a acte de identitate, dintre care în jur de 30-40% sunt cetățeni români veniți din străinătate. Bonurile de ordine se eliberează începând cu ora 7 dimineața și eliberăm în medie 150 de bonuri pe zi. Dacă ar exista suficient personal, numărul dosarelor preluate ar putea fi mult mai mare, în condițiile în care zilnic se prezintă la acest serviciu circa 300 de persoane. Suntem în continuare cu personal la jumătate din numărul de posturi prevăzut în organigramă și statul de funcții. Și încercăm să rezolvăm toate problemele, dar este foarte, foarte greu. În afară de o persoană pentru curățenie, n-ați mai angajat recent, nu? Nu am reușit să angajăm, posturile sunt blocate în continuare. Unii oameni au venit chiar și de 2 sau 3 ori până să prindă un bon de ordine. De multe ori ajung să cheltuiască mai mult pe drum decât pe document în sine. Suntem de la ora 3 plecați de acasă, la 5 am fost aici și de la 5 stăm cu copii și cu aici. De unde ați venit? Horgești. Și ați bătut drumul pentru... Da, pentru buletin și stau cu copilul de la ora asta. Am lăsat și la alți mici acasă ca să fac un buletin. De la ora 2 plecați de acasă. Mi s-a spus ceva că e prea aglomerat, că au puțin... Nu, doamnă, nu. Dimineața noi am trecut, am făcut noi o listă și de la lista aia a venit un sergent sau cam așa, ne-a dat bonul și altceva. Păi nu, așteptați. Așteptați. Așteptăm. Cine nu este pe lista de așteptare, nu are șanse să intre la ghișeu. Nu se respectă rândul, biletele nu se respectă. Care cum intră, iese, care cum vrea, care are pile, intră, care nu așteaptă. Sunt copii, sunt oameni bătrâni, oameni bolnavi care așteaptă. Da, înăuntru se mișcă repede sau durează? Nu, n-am intrat până acum. Până acum n-am intrat. La ce oră așteptați? De la ora 5:30 dimineață. Aveți nevoie doar dumneavoastră de buletin sau ați venit cu... Numai eu, am nevoie de buletin. Numai. 2 zile și ieri și azi. 2 zile n-am prins bilet ieri, azi dimineață din nou, de la ora 5:30. Merge foarte greu. Cam cât durează înăuntru așa din ce ați sesizat la ceilalți? Cam mult. Cam o oră și ceva, 20 de persoane. Ați prins bilet de dimineață? Ați venit sau... De la 4 dimineața, da, pentru înscrieri. Era unii de la 3 și lista a început la 11:30, înainte cu o zi, seara, noaptea. 130 de persoane pe zi. Mi se pare mult sau puțin? Mult, având în vedere că s-au înscris vreo 150, vreo 20 au plecat acasă când au mai încăput pe listă. Maxim 130 de persoane pe zi, atât. S-au scuzat cei de la serviciu pentru faptul că sunt mai puțini? Sau? Nu s-au scuzat, ne întorc pentru tot felul de idioțenii, nu știu, merge crunt. Pentru ca verificarea dosarului să meargă mai repede, solicitanții trebuie să fie atenți atunci când pun toate actele. Taxele de eliberare a documentului de identitate se pot achita și la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite Locale Bacău. Ghișeul din incinta Direcției de Evidență a Persoanelor este deschis doar până la ora 15. Recomandăm cetățenilor să se informeze din timp cu privire la documentele necesare eliberării actelor de identitate, să-și procure chitanțele necesare și să-și întocmească dosarul conform documentelor prevăzute la viziar. Pentru a merge mai repede și nu a aștepta foarte mult la depunerea dosarului. Angajații acestui serviciu se așteaptă ca în luna august să fie aglomerație mai mare. Același aflux de solicitări se va înregistra cel mai probabil și la Serviciul de Evidență și Eliberare a Pașapoartelor. Deocamdată la acest serviciu se primesc zilnic în medie 100 de cereri.